Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre metaforă în discursul liric. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. La final veți reuși să faceți diferența între tipurile de comunicare artistică sau non-artistică în diverse texte. Care este diferența între cele două texte, având în vedere sensurile cuvintelor? Jocurile copiilor cuprind și întreceri de a rezista să stai cât mai mult într-un picior. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale, trei turme de miei cu trei ciobănei. În primul text, picior este folosit cu sens propriu de bază, în cel de-al doilea, cu sens figurat. Sensul propriu de bază este specific comunicării non artistice, iar cel figurat, comunicării artistice. Care este rolul folosirii limbajului expresiv în discursul liric? Multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte. Evident de a sugera sentimentele, gândurile vocii lirice, de a trezi emoții cititorului. Cum face lucrul acesta? Prin figurile de stil: epitet, metaforă, comparație, personificare și altele. Toate bat la poarta vieții, este o metaforă ce sugerează dorința poetului de a transpune în cuvinte dorurile, aspirațiile, sentimentele omului. Metafora este o figură de stil prin care semnificația obișnuită a unui cuvânt este transferată asupra altui cuvânt prin intermediul unei comparații subînțelese. Credința e ca un val, iubirea e ca vântul și viața e ca fumul. Sunt comparații. Se transformă în metafore. Credința e val, iubirea vânt și viața fum. Dispare elementul de legătură ca termenul specific, care este eliminat, și rezultă metafore. Acestea se pot construi cu ajutorul substantivului sau al verbului să identificăm împreună metaforele din versurile. Stă caraimanul negurat, moșneag în veci cu fruntea sus, slăvitul zilei împărat încet se lasă spre apus. Caraimanul moșneag, slăvitul zilei împărat. Un vânt răzleț își șterge lacrimile reci pe geamuri. Un vânt își șterge lacrimile. Frigul scriitor pe geamuri cu zăpezile se joacă. Frigul scriitor. Să continuăm. Ca și flori în poarta vieții bat la porțile gândirii, toate cer intrarea în lume, cer veșmintele vorbirii. Poarta vieții, porțile gândirii, veșmintele vorbirii. Iubesc o zei exilată din cer și în veci o voi iubi, e libertatea, dar durere, în vis nu mai o pot zări. Libertatea zei exilată păianjenul tăcerii țese moi și diafane pânze de mătasă și, răstignită pe păreții goi, singurătatea stăpânește în casă. Păianjenul tăcerii. Să identificăm alte metafore în versurile. În orașul în care plouă de trei ori pe săptămână, un bătrân și o bătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână. Două jucării stricate, un bătrân și o bătrână. Că ochii tăi adânci sunt izvorul din care tainic urge noaptea peste văi și peste munți și peste șesuri, acoperind pământul cu mare de întuneric. Ochii sunt izvorul, tainic urge noaptea, mare de întuneric. Apoi cei doi ochi, stelele mele de mare. Insula aceasta de foc e inima, locuită dacă nu mă înșel. Ochii, stelele mele de mare, insula aceasta de foc e inima. vă propun să exersați singur sau în perechi. Identificați metaforele din versurile de mai jos. că tânără, iubirea mi-a sărit în față. Mă pândise în încordare mai de mult. Așa este neamul meu, furnica lui Dumnezeu. De luni până sâmbătă, roa trudei pe el stă. Vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru verificarea răspunsurilor. Vă invit să citiți cât mai multe poezii și să vă bucurați de frumusețea limbajului folosit. Succes!